Salutare! Supraveghere 24 vă prezintă astăzi un tutorial detaliat despre utilizarea aplicației IVMS 4200 de la Hikvision, cea mai flexibilă și sigură aplicație cu care putem interacționa cu un sistem de supraveghere Hikvision de pe un calculator sau un laptop. Ca să clarificăm de la început, când spun sisteme de supraveghere Hikvision, mă refer la orice DVR cu camere conectate, orice NVR cu camere IP conectate sau orice camera IP de sine stătătoare de la Hikvision. Am spus mai devreme că IVMS 4200 este cea mai sigură și flexibilă soluție de interacțiune cu aceste sisteme Hikvision și asta pentru că, deși există și posibilitatea accesării unui sistem Hikvision printr-un browser de internet, ceva gen Firefox, Internet Explorer sau Mozilla, aplicația IVMS 4200 rămâne singura care oferă garantat compatibilitate cu orice sistem de operare, Windows, chiar și Mac, și care pune la dispoziția clientului toate facilitățile pe care sistemul Hikvision le are de oferit, și anume detecție de mișcare, avertizare sonoră, avertizare la alarmă, înregistrare directă pe acel calculator și așa mai departe. Utilizarea unui browser pentru conectarea la sistemul video de pe un laptop sau un calculator este o variantă rapidă, însă nu este mereu funcțională. La momentul dezvoltării acestui tutorial, de exemplu, singurul browser care permite utilizarea completă și corectă a sistemelor Hikvision este Internet Explorer și mai sunt și unele versiuni de Mozilla un pic mai vechi. Asta pentru că browserele web sunt într-o modificare permanentă și foarte rapidă, astfel încât producătorii de sisteme de supraveghere nu prea țin pasul cu aceste modificări ale browserelor, iar rezultatul este o incompatibilitate între aparatura de supraveghere și browserul respectiv. Aici intervine aplicația IVMS 4200, iar astăzi vă prezint în detaliu cum să o instalați, cum să o configurați și cum să o folosiți pentru a vă conecta la camerele dumneavoastră Hikvision. Și primul pas în acest tutorial este descărcarea aplicației. Această aplicație, IVMS 4200, o găsim online cu o simplă căutare pe Google. Accesăm primul link de aici, cel care are în terminația URL-ului tool. Găsim aici versiunile IVMS 4200 disponibile, adică pentru Windows și pentru Mac. Noi o vom descărca pe cea pentru Windows, pentru că în România Windows-ul este sistemul de operare cel mai utilizat. Descrieri și avem aici mai jos butonul de download. Suntem de acord și cu condițiile și salvăm această aplicație. Eu am să las în descrierea acestui filmuleț și link către manualul oficial al acestei aplicații, manualul făcut de Hikvision pentru aplicația lor. Este un manual în engleză, încă nu există o variantă în română, dar pentru vorbitorii de engleză va fi foarte util pentru că acolo foarte detaliat și foarte stufos se abordează absolut toate mărunțișurile și detaliile aplicației IVMS 4200, detalii care sunt prea multe pentru a le putea prezenta în acest tutorial, cu toate că o să încercăm să ne legăm de cât se poate de multe funcții, clar, oricum le vom aborda pe toate cele mai importante și cele mai utilizate dintre toate. Bun, acum, această aplicație se descarcă. Eu deja am descărcat această aplicație un pic mai devreme, așa că am să vă anulez acest download. Dumneavoastră, bineînțeles, o descărcați în continuare. Și la descărcate, în downloads, deci acolo unde browserul dumneavoastră salvează fișierele descărcate prin browser, o să găsiți o arhivă IVMS-4200. Trebuie să aveți și WinRAR-ul sau un program de dezarhivare instalat astfel încât să puteți dezarhiva această arhivă. Eu am WinRAR. Am să extrag informațiile din această arhivă. După ce am dezarhivat arhiva, o să găsesc folderul IVMS 4200. Și în folderul IVMS 4200 avem aplicația, kitul de instalare pentru aplicația noastră. Haideți să-l instalăm. Da, suntem de acord. Acceptăm. Bun.
Această aplicație IVMS 4200 este construită pe trei module. Primul modul și cel mai important, modulul principal, este modulul client. Aceasta este aplicația în sine, aplicația de bază, de unde clientul, adică utilizatorul, dumneavoastră, veți interacționa cu toate funcțiile sistemului, de acolo vă veți monitoriza camerele, de acolo veți accesa înregistrări, de acolo veți face setări, de acolo veți configura sistemul de supraveghere de la distanță, adică de pe laptop, da, și calculator, astfel încât sistemul să se muleze pe nevoile dumneavoastră. Bun, asta pentru că trăim în 2018, da, cel puțin în anul ăsta este făcut tutorialul și în 2018 nu mai stăm cu monitorul direct pe DVR și cu mouse-ul și dăm fuga atunci când avem nevoie de o înregistrare la 20 de kilometri ca să ne scoatem înregistrările pe un stick. Atâta timp cât sistemele sunt conectate la internet, da, putem din locația respectivă sau de la distanță, din Spania, din Olanda, din America, de oriunde avem acces la internet, ne putem vizualiza și accesa sistemul. Bun, aceasta este aplicația client. Pachetul IVMS 4200 vine și cu, da, două module suplimentare, Storage Server și Stream Media Server. Aceste module sunt practic funcții suplimentare. Sunt module suplimentare cu următoarele roluri. Storage Server este un modul care, odată instalat, vă permite dumneavoastră clientul să instalați și să înregistrați, da, informații de la un sistem de supraveghere direct în calculatorul dumneavoastră. Funcția sau utilitatea cea mai importantă a acestei funcții este legată direct de camerele IP, adică atunci când avem un sistem de supraveghere care nu are unitate de înregistrare și dorim ca acea cameră, da, să înregistreze totuși undeva, putem folosi calculatorul nostru pe post de mediu de stocare. Și acest storage server, da, facilitează exact acest lucru. O cameră instalată IP Hikvision undeva, oriunde în lume, da, conectată la acest IVMS 4200 de pe calculatorul nostru, poate și înregistra pe acest calculator, nu doar vizionată, da? Și în stocări de înregistrări, nu doar să accesăm camera. Bun. Stream Media Server este un alt modul, da, suplimentar, care este foarte rar folosit în România. Scopul lui care este? Accesul la un sistem de supraveghere de către foarte multe persoane, accesul de vizualizare a camerelor unui sistem de către foarte multe persoane. O unitate de înregistrare, un DVR sau un NVR, orice ar fi el, are un număr limitat de persoane care pot accesa simultan camerele, da? De obicei Hikvision limitează la 32-64 de clienți simultan, poate chiar 128. Dar dacă există, de exemplu, o soluție industrială, da, pentru monitorizarea unui sistem de supraveghere de către 1000 de persoane simultan, atunci accesul direct pe acea unitate nu mai este posibil, da? Și există acest Stream Media Server care ce face? Se instalează pe un calculator suficient de puternic, da, care să preia fluxul video de la sistemul de supraveghere și să-l facă disponibil către foarte mulți clienți simultan din toată lumea, de oriunde ar fi ei. Spun că foarte rar se folosește în România pentru că de obicei la noi soluțiile de acest gen nu prea există, nu prea se folosesc, adică nu sunt soluții cu acces pentru atât de mulți utilizatori, decât dacă sunt soluții făcute de stat sau soluții foarte mari. Dar pentru clientul uzual, principalele aplicații de bază sunt cea client, da, pentru monitorizare și aplicația extinsă Storage Server pentru stocarea pe unitatea de calcul respectiv. Bun, gata cu povestea, acum să dăm drumul la instalare. Până se va instala aplicația, eu am să iau o scurtă pauză de 5 secunde și o să revenim imediat. Dumneavoastră, instalați în continuare aplicația și ne revedem imediat după ce s-a finalizat instalarea. Am revenit și aplicația noastră este acum instalată. Mai trebuie doar să finalizăm instalarea. După cum vedeți, aplicația vă cere acum permisiunea să creeze pe desktop pe o scurtătură pentru fiecare din cele trei module, client, storage server, stream media server. Ați observat că eu am instalat toate modulele, asta pentru că în acest tutorial și în tutoriale viitoare vom aborda pe larg aplicația client și aplicația storage server. Dacă dumneavoastră, clienți, o să doriți o abordare și o descriere detaliată și a modulului Stream Media Server, vă rog să ne solicitați în comentarii și ne vom ocupa și de asta.
cât despre aplicația client și storage server. Dacă ceva îmi scapă sau dumneavoastră aveți întrebări legate de utilizarea acestor aplicații, vă rog lăsați-le în comentarii, da? Și un reprezentant de la noi o să vă răspundă, o să vă contacteze pentru lămurirea problemei. Da? Acum, eu am instalat toate cele trei module ca să le am pe unitatea de calcul, să existe, ca să putem construi pe ele tutoriale, să lucrăm cu ele. Next. S-a finalizat și pe desktop am să găsesc scurtăturile mele. IVMS client, IVMS storage server, IVMS stream media server. Bun. Haideți să deschidem cea mai importantă și cea mai utilizată parte a acestei aplicații și aceasta va fi IVMS 4200 client, cea pe care 98% dintre utilizatorii Hikvision în România o vor folosi și exclusiv. Am deschis aplicația IVMS 4200 și pentru că această instalare este o instalare pe curat, aplicația mai întâi îmi cere să îmi definesc un utilizator și o parolă de accesare a aplicației. Nu confundați acest utilizator și această parolă cu utilizatorul și parola DVR-ului sau camerei de supraveghere pe care o să o adăugați după aceea pe aplicație. Deci aici alegem doar utilizatorul și parola cu care vom face accesarea și configurarea aplicației IVMS 4200. Și eu am să aleg aici utilizatorul admin, am să-mi definesc și o parolă, am să bifez opțiunea autologin, astfel încât data viitoare când o să folosesc aplicația să nu trebuiască să mă reloghez de fiecare dată. Dacă dumneavoastră știți că există și alte persoane care folosesc calculatorul dumneavoastră, poate e bine să nu bifați opțiunea asta ca să nu poată să se conecteze oricine la camerele dumneavoastră. Register. Și în momentul acesta aplicația începe să buteze. Pentru prima butare, acum când aplicația își face setările de bază cu sistemul de operare și se așează pe poziție, această primă lansare durează puțin mai mult, nu e cazul de fiecare dată. Bun, cât timp instalează aplicația, trebuie să vă spun că vom folosi ca exemplu pentru conectarea unui sistem de supraveghere la această aplicație, deci un exemplu concret pentru dumneavoastră, un client supraveghere 24 din portul Constanța. Deci un client de-al nostru, ne vom conecta la unitatea acestuia de înregistrare și vom exemplifica de acolo funcțiile aplicației, conectarea la camere, accesarea înregistrărilor și așa mai departe. Bun. 91%, 100%. Bun. Suntem întâmpinați de această primă fereastră, unde din start aplicația ne duce către meniul de help, de unde putem lansa o groază de scurtături și utilitare pentru configurarea rapidă a aplicației. Noi o să folosim o configurare un pic mai avansată, o să abordăm fiecare funcție și le vom explica pe rând. Bun. Haideți să intrăm în treabă concretă. Trebuie să adăugăm pe această aplicație o unitate de înregistrare. În partea de sus vedem că avem deja două scurtături rapide pentru Control Panel. Acesta este panoul de unde vom accesa toate funcțiile de bază ale aplicației. Vedem că avem aici Device Management. Asta este meniul de adăugare, ștergere și modificare a dispozitivelor conectate la aplicație. Event Management. Meniu de configurare a alarmelor, excepțiilor și altor parametri care au legătură cu detecția de mișcare pentru dispozitivele conectate la IVMS-ul 4200. Storage Schedule. Funcție de programare a înregistrărilor și perioadelor de înregistrare pentru toate dispozitivele conectate la acest IVMS. Storage Schedule acesta este legat strâns de modulul Storage Server despre care am vorbit mai devreme. Adică atunci când avem modulul Storage Server conectat și configurat să stocheze informații de la sisteme de supraveghere pe calculatorul nostru, atunci putem din Storage Schedule să programăm în ce interval și ce perioadă acele sisteme vor înregistra pe calculatorul nostru. Account Management este meniul de
gestionare a conturilor de administrator sau conturi secundare, dacă dorim să creăm, să le modificăm parolele și așa mai departe, un meniu de log, adică de inventar al evenimentelor care s-au întâmplat în sisteme de-a lungul timpului, da? Practic o gestiune de ansamblu în caz că dorim să ne uităm dacă ceva s-a întâmplat sau nu cu sistemele de supraveghere pe care le avem conectate la IVMS și System Configuration. Astea sunt setările IVMS-ului, aplicației pe care o avem pe calculator, setări la care pentru început eu nu vă recomand să umblați. Dacă o să aveți anumite solicitări sau anumite funcții cu care nu vă descurcați și o să doriți să le puneți pe picioare, atunci ne puteți contacta și vă ajutăm noi să mai umblați la aceste setări. În schimb, setările de bază sunt destul și din fabrică sunt destul de bine puse la punct, să nu trebuie să umblați aici. Haideți să adăugăm un dispozitiv, adică exact ce interesează practic pe majoritatea clienților. Trebuie să ne ducem în Device Management. În acest tabel curat, frumos și gol, o să trebuiască să adăugăm dispozitive, așa că ne ducem pe butonul de Add. Și aici vedem că ni se deschide o interfață în care putem să alegem mai multe modalități de conectare cu dispozitivul nostru. Cea mai populară modalitate de conectare de la noi din România este pe bază de IP sau pe domeniu. După aceea se folosește a doua cea mai populară variantă, adică prin Cloudul Heat Connect. Haideți să ne întoarcem la prima, cea pe care o vom folosi și noi astăzi ca exemplu. IP Domain este modalitatea de conectare pe bază de IP cu un sistem de supraveghere. Asta în cazul în care dumneavoastră aveți, să spunem, un IP fix de la furnizorul de internet. Atunci îl veți folosi, deci acel IP, să vă conectați la acel sistem de supraveghere și să vă monitorizați sistemul. Dacă nu aveți un IP fix, atunci cel mai probabil o să aveți sau vă faceți rost de un domeniu de DNS. Și atunci, tot în acest meniu, în loc de IP, veți folosi acel domeniu de DNS pentru a vă accesa sistemul. Varianta Heat Connect este un serviciu gratuit pus la dispoziție de Hikvision pentru clienții lor. Și vă permite printr-un cont creat pe site-ul Hikvision și acolo introduceți serialul dispozitivului dumneavoastră de supraveghere, vi se dă un utilizator și o parolă și cu acel utilizator și cu acea parolă vă veți conecta prin IVMS la sistemul de supraveghere fără să mai fie nevoie de un IP sau așa ceva. Eu am să vă las în descrierea filmulețului un link către un articol din blogul nostru unde puteți citi și cum să se folosească serviciul HitConnect dacă doriți să-l folosiți pe acesta și nu varianta cu IP domain. Bun. Noi avem dispozitivul clientului nostru conectat pe bază de IP și eu voi pune test DVR. Dumneavoastră puteți să alegeți la nickname orice fel de nume doriți, la mine acasă, casa de vacanță, magazin, orice identifică locația dumneavoastră. Modul de conectare este pe IP domain și acum adresa noastră este 89.46.129.106. Portul de conectare din fabrică pentru dispozitivele Hikvision este 8000. Acum, dacă dumneavoastră n-ați umblat la acel port la dispozitiv și l-ați lăsat așa, 8000 din fabrică, la DVR-ul dumneavoastră sau la NVR-ul dumneavoastră sau la camera dumneavoastră, atunci veți folosi și aici tot 8000. Eu, la clientul meu, am alt port, am portul 9003, schimbat de mine la dispozitiv, deci dacă am 9003 la DVR, atunci 9003 trebuie să folosesc și în aplicație. Și aici am să folosesc utilizatorul și parola, da? Unității la care mă conectez. Deci acum nu folosesc utilizatorul și parola aplicației, da? Acum vorbim strict de utilizatorul și parola DVR-ului la care mă conectez. Și am eu aici parolă. Aveți BIFA Export to Group aici. Țineți BIFA asta ca DVR-ul automat să fie mutat către grupul de vizualizare, adică să ajungă direct în fereastra de vizualizare ca să vă puteți uita la camere. Și apăsăm pe Add. O să vedem aici că după câteva secunde, aplicația își face treaba singură și deja se conectează la acest DVR. O să observați și fereastra asta rapidă de procesare. Și în acest tabel mie mi-a apărut dispozitivul meu, da, cu nickname-ul test DVR, cum l-am denumit eu, modalitate de conectare pe bază de IP, IP-ul meu, serialul DVR-ului, Security Strong, adică parola aleasă de mine este puternică. Vă recomand să vă alegeți o parolă foarte solidă ca să evitați probleme cu hackuiri sau cu virus care vă atacă sistemele de securitate
cu parole slabe și vă dau peste cap sistemele. Bun, de aici vedem că acum că am adăugat un dispozitiv, da, putem adăuga în continuare alte dispozitive. Pot să am aici o listă plină de dispozitive, să am casa de vacanță, magazinul de la țară, eu știu, casa copiilor și așa mai departe. Toate le pot vizualiza din IVMS-ul acesta fără nicio problemă. Pot să modific setări făcute la un dispozitiv, asta în cazul în care, nu știu, s-a schimbat IP-ul sau vreau să schimb parola, să șterg un dispozitiv, să mă conectez de la distanță la un dispozitiv. Deci am aici un buton de Remote Configuration, unde cu DVR-ul meu selectat și apăsând pe Remote Configuration, văd că mi se deschide o fereastră unde am acces direct pe setările dispozitivului meu, acolo unde o fi el montat. Deci în momentul acesta, fereastra asta mie îmi dă voie să modific setări de înregistrare, de rețea, de imagine, orice doresc eu, al DVR-ului, dar din portul Constanța, acolo unde clientul meu l-a remontat. Închidem aici și nu umblăm. Și ne întoarcem frumos în control panel, pentru că în grup aici unde a fost exportat dispozitivul meu, văd că l-am deja adăugat test DVR cu camerele, da? Ceea ce înseamnă că DVR-ul meu este recunoscut de către aplicație ca fiind funcțional și conectat. Și mă duc frumos la control panel, am aici main view. Și în main view mi se deschide interfața de vizualizare a sistemelor de supraveghere conectate la IVMS. Și am aici în stânga, de sus în jos, mai multe modalități de interacțiune cu această fereastră. Și văd că pot să împart ecranul în 9. Și iată cum dispozitivul meu, da, cu un simplu dublu click pe această fereastră, sau dacă i-aș fi dat dublu click foarte simplu din denumirea folderului de aici, îmi lansează automat camerele clientului, da? Mai departe, pentru dumneavoastră ca utilizator, ce ați avea aici la dispoziție? Păi, puteți să faceți inversări de camere, de exemplu. Să iau o cameră de aici cu drag and drop și să o pun pe fereastra mare. Să măresc cu dublu click o cameră. Am aici și altul exemplu. Buton de oprire a tuturor înregistrărilor. În dreapta pot să împart ecranul în multe combinații, așa cum mă ajută pe mine. De exemplu, să spunem că vreau să văd un ecran pe 9. Și în momentul ăsta am 8 camere pe care clientul împărțite în 9 pătrățele micuțe. Vreau să văd împărțirea altfel, atunci am mai multe camere, pun pe 16. Vreau să le iau cu două mari și restul mici ca să văd mai bine două camere și celelalte să le văd mai micuțe. Nici o problemă, le împart de aici, le iau cu mouse-ul, le învârt cum vreau eu, astfel încât să am interfața cât mai utilizabilă. Eu am să mă întorc la meniul 3x3 și de aici pot să ajung acum la tabul PTZ. Aici e un tab foarte interesant, unde o să vedeți că dacă aveți vreo cameră rotativă, da, cum am eu, de exemplu, hai să spunem aici, prima cameră. Asta e o cameră rotativă cu o patrulă programată. Eu să spunem că vreau ca la această cameră să fac și rotire și vreau să o controlez. Și dacă mă duc pe tabul PTZ, pot în momentul ăsta să mișc camera din săgire. Da, bine ați venit la mare. Live acum, eu văd că un Dana, a, e Dana 8 de acolo. Da. Avem și un vapor un Dana 21. Pot să fac zoom, pot să mă duc stânga, dreapta, văd ceva interesant că să mă duc spate și mai mare. Bun, asta ar fi interfața PTZ. Dacă am o cameră fixă, așa arată o cameră fixă, atunci interfața PTZ, mă duc așa, nu mai e funcțională, că nu mai am ce rotic. Da? E o cameră fixă care stă frumos pe un garaj și atât. Bun. Așa arată interfața de vizualizare. Acum, în următorul pas o să discutăm despre vizualizarea înregistrărilor.
adică accesarea înregistrărilor de pe camere, de la distanță, da? În caz că vreau să văd de pe calculatorul meu ce s-a întâmplat acum 4-5 zile pe sistemul meu de supraveghere. Bun. Dacă dumneavoastră aveți întrebări suplimentare legate de ce am făcut eu aici sau ceva vă scapă, probabil am uitat eu, atunci vă rog să puneți comentarii, în comentarii întrebările ca să le pot adresa. Am revenit. Am discutat acum câteva secunde despre accesul la interfața de vizualizare live a camerelor, adică am văzut cum putem controla diversele ecrane ferestre. Ce am uitat să vă zic și ar fi bine poate să vă spun acum este că dacă din device management de aici eu adaug la dispozitive un dispozitiv nou, adică un alt DVR, să spunem, un Everest, o cameră IP, una singură, două, trei, da, conectate direct, atunci din meniul de main view, am să închid pe TV-ul să fie loc de pe toate. În meniul acesta am să văd aici, pe lângă dispozitivul inițial test DVR, am să văd în foldere separate, da? Celelalte dispozitive adăugate. Asta înseamnă că dacă eu împart fereastra asta de aici într-un 16, da? Aici. Eu pot, restul de pătrățele de aici le pot umple și folosi, da? Pentru vizualizarea altor dispozitive simultan, adică nu sunt obligat să mă uit la un singur dispozitiv în același timp și numai la un dispozitiv. Pot adăuga aici dispozitive din 100 de locații diferite să le pot vizualiza în același timp, ceea ce este o facilitate foarte importantă. Bun. Haideți acum să vă spun despre vizualizarea de înregistrări. Vizualizarea de înregistrări se face din meniul Control Panel, da? Unde aveam Main View pentru vizualizare live, văd în dreapta Remote Playback. Și pe Remote Playback, dacă intru, mi se deschide o altă interfață unde pot să-mi aleg un interval de la o dată la altă dată. Haideți să spunem că eu îmi selectez opțiunea Test DVR și pot să aleg de aici, de exemplu, datele mele de înregistrări de pe 27, da? Să zicem tot până pe 27. Noi astăzi suntem în 29, deci de acum 2 zile, eu din 27 de la ora 00 până în 27 la 23:59 vreau să încarc înregistrări și îmi fac dublu clic pe camera pe care doresc să o vizualizez. Și în acel moment, da, foarte simplu, IVMS-ul caută în intervalul selectat de mine, pe camera aleasă de mine și îmi deschide exact intervalul de la care am selectat, adică de la ora 00 de pe data de 27, când am ales eu. Și văd aici că uite, am ales pe 27.3.2018, da, de la ora 00 și asta se întâmplă la miezul nopții în dana 21 de Portul Constanța. Ce pot eu să fac aici mai departe este să parcurg aceste fișiere de aici pentru a sări intervale de timp mai mari, vedeți, am aici am de la ora 00, aici am de la 0 și 14 până la ora 24:09, după aceea am până la ora 5:24, până la 7:57, da? Sau pot din bara asta de jos albastră să mă duc cu mouse-ul frumos pe alt interval și sar de aici la diferite ore. Aici am sărit la ora 14, când speed-ul nostru frumos patrula și se uita pe ce se întâmpla în dana 21, după aia se întorcea și vedea ce era în dana 22. Acum, asta este vizualizarea unei camere. Poate în același timp doresc să văd mai multe camere și atunci mă duc frumos și mi-aleg camera următoare. Fac dublu clic și pe ea după ce am selectat alt pătrățel, da? Și văd acum ce se întâmpla în dana 8, la aceeași oră. Și dacă mai vreau să mai încarc o cameră, îmi selectez alt pătrățel și mă duc și iau camera 8 și fac dublu clic acolo și văd ce se întâmpla și pe camera asta, camera care nu avea atunci cameră. Stați o secundă, că aici. Bun. Și mi-a încărcat altă cameră și aici. Asta de aici era un depozit de cerestea. Bun. În modul acesta, dumneavoastră, puteți vizualiza, da, mai multe camere, înregistrările de pe mai multe camere simultan.
cu parte ecranul și de aici pot să-mi aleg alte și alte camere pe care să, la care să mă uit la înregistrări și să le vizualizez simultan, asta ca să găsesc informații mai ușor. Bun. Urmează să vă explic acum cum ați putea descărca informații din înregistrările stocate, astfel încât să le salvați în calculatorul dumneavoastră. Bun, revin în 3 secunde. Acum că știm cum să căutăm înregistrări pe sistemele conectate la aplicația IVMS, este bine să știm și cum putem descărca aceste înregistrări pe calculatorul nostru. Și pentru acest lucru avem nevoie să avem o căutare activă, adică trebuie ca înregistrările de pe una dintre camere sau două sau trei, acelea pe care dorim să le descărcăm, trebuie să fie încărcate pentru a le putea descărca. Și asta înseamnă că trebuie mai întâi să ne alegem intervalul pentru care facem căutarea, de la data de la data de și de la ora de la ora de. Să spunem că eu aleg de la ora 12 ziua până la ora 13, în data de 28, și am să lansez una dintre camere. Bun. În acest moment, pe camera aceasta pe care eu o vizionez, da, și văd înregistrările din data respectivă, vreau să descarc aceste înregistrări și am două variante. Prima variantă este să folosim butonul de aici, da, butonul de download, care ne dă voie să ne alegem o modalitate de căutare și sau de selectare a înregistrărilor pe care dorim să le descărcăm. Avem posibilitatea să descărcăm brut după fișiere, adică cantitate întreagă de date, să căutăm după dată sau căutăm după detecție de mișcare și așa mai departe. De aici putem selecta, de exemplu, intervalul nostru complet, da, împărțit în 4 fișiere, salvat pe DVR-ul nostru și să le descărcăm apăsând butonul de download. În acest moment, toate informațiile se descarcă în calculatorul dumneavoastră, da, pe calea sau în folderul specificat în meniul de setări al aplicației IVMS. Acolo se definește calea de fișiere unde toate aceste înregistrări se stochează. Ca să nu stăm și să așteptăm aiurea, eu am să opresc aceste descărcări. Mai există o variantă de descărcare și aceasta este aici, Download for Multiple Cameras, unde pot să descarc simultan de pe mai multe canale, acestea fiind canalele deschise recent. În cazul meu am căutat pe o singură cameră, dar dacă aici aș face o căutare în intervalul meu pentru o a doua cameră și să spunem că am un canal deschis aici și un canal deschis aici, pot, de exemplu, să mă duc la această scurtătură și acum să pot să descarc înregistrări de pe ambele camere prin intervalul dorit de mine. Da? Pot să-mi aleg de aici, de la data, ora, data, ora. Ok. Ce să vă arăt? V-aș mai putea arăta exact că din Control Panel, la System Configuration aici, la submeniul File, găsim căile, da, de stocare pentru înregistrările noastre, pentru pozele făcute, putem face inclusiv capture pe ecran, toate pot fi stocate aici. Dumneavoastră puteți edita aceste adrese pentru a stoca informațiile pe care le descărcați în altă locație pe hard disk. Cam acestea au fost cele mai importante și utilizate funcții ale aplicației IVMS 4200. Cu siguranță o să aveți multe întrebări. Mi se termină și bateria. Cu siguranță aveți multe întrebări, așa că am să vă rog să nu ezitați să le puneți în secțiunea de comentarii. O să vă răspundem cu mare plăcere. Vă rugăm să ne dați și un subscribe dacă v-au plăcut informațiile noastre și ne auzim data viitoare când vom discuta despre utilizarea aplicației IVMS 4200 pentru stocarea înregistrărilor direct pe calculatorul pe care avem instalată aplicația. Numai bine, vă salut!